Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu, iată un subiect pierbinte. Desfășurări de forțe americane chiar în vecinătatea Rusiei. Va fi război? Cel de-al doilea război rece, cunoscut de asemenea ca noul război rece, este un termen folosit pentru a descrie o stare continuă de tensiuni politice, conflicte economice, cibernetice și militare, între blocurile de putere geopolitice opuse, unul condus de Rusia și China, iar celălalt condus de Statele Unite, Uniunea Europeană și NATO. Primul război rece din anii 47-91 a fost un conflict înghețat între blocul de vest condus de Statele Unite și blocul de est condus de Uniunea Sovietică, predecesorul Federației Ruse. Oficialul american de rang superior Jed Burbitt, profesorul universitar Yale David Gallarter, editorul First Post R. Jagannathan, Sapshash Kapila din grupul de analiză al Sudului Asiei, fostul prim-ministru australian Kevin Rudd și alte surse au folosit termenul de război rece, ocazional folosind termenul războiul rece din Pacific, pentru a se referi la tensiunile dintre Statele Unite și China în anii 2000-2010. Discuția despre un nou război rece între un bloc de țări condus de Statele Unite și o presupusă axă Beijing-Moscova, inclusiv referirile explicite la acesta în mass media oficială a Republicii Populare Chineze, s-a intensificat în vara anului 2016 ca urmare a disputei teritoriale din Marea Chinei de Sud, atunci când China a sfidat Curtea Permanentă de Arbitraj, iar Statele Unite au anunțat în iulie 2016 că va desfășura zona de apărare în Coreea de Sud, o mișcare care a nemulțumit China, precum și Rusia și Coreea de Nord. Tot de atunci, Kim Jong-un a efectuat periodic testele cu rachete și bombe nucleare, devenind o mare amenințare pentru Japonia, Coreea de Sud și Statele Unite. Donald Trump, care a fost inaugurat în funcția de președinte al Statelor Unite la 20 ianuarie 2017, a spus în repetate rânduri în timpul campaniei prezidențiale că el consideră China o amenințare, o poziție care a amplificat speculațiile privind posibilitatea unui nou război rece cu China. Profesorul colegiului Claremont McKenna, Ming-Hsin Pei, a declarat că câștigarea alegerilor de către Trump poate spori șansele acestei posibilități. În iulie 2018, Michael Collins, director adjunct al Centrului de Misiune CIA din Asia de Est, a declarat pentru Aspen Security Forum din Colorado că China, sub conducerea lui Xi Jinping, conduce un război împotriva Statelor Unite, încercând să înlocuiască Statele Unite ca lider mondial. El a elaborat ceea ce se poartă împotriva noastră este în mod fundamental un nou tip de război rece, nu cum am văzut în timpul războiului rece între Statele Unite și Uniunea Sovietică, ci un război rece prin definiție. Potrivit capital.ro, tensiunea crește în Europa, iar în acest context, Serbia a anunțat o decizie de ultim moment. Mai exact, se pare că țara a renunțat să participe la exercițiile militare prevăzute împreună cu Rusia în Belarus. Potrivit ministrului sârb al apărării, Alexander Vulin, motivul acestei decizii îl reprezintă presiunile exercitate de Uniunea Europeană la care aspiră să adere, relatează AFP, citată de Ager Press. Serbia, țară candidată la aderarea la UE, dar care întreține legături strânse cu Rusia, urma să participe în septembrie împreună cu forțe ruse și belaruse la exercițiile numite Fraternitatea Slavă 2020 în Belarus. Ni s-a cerut cu prețul unui abandon al viitorului nostru european să renunțăm la exercițiile militare prevăzute să aibă loc împreună cu Belarus, a declarat ministrul. Serbia, care este neutră pe plan militar, a fost confruntată cu o puternică presiune nemeritată din partea Uniunii Europene și va suspenda în consecință participarea sa la exercițiile militare cu toți partenerii săi timp de 6 luni, a adăugat el. În ceea ce privește relația dintre Serbia și Belarus, cele două puteri întrețin relații amicale, Belgradul primindu-l în decembrie pe președintele Belarus, Alexandru Lukashenko. Serbia dorește însă și să adere la UE și a fost complimentată în august de ambasadorii occidentali când a susținut o declarație a UE care critica alegerile prezidențiale controversate din Belarus. Manevrele militare ar fi trebuit să se deruleze cu participarea 1500 de soldați într-un sector situat în apropiere de orașul Brest, sud-estul Belarus,
în cursul celei de-a doua jumătăți a lunii septembrie, potrivit Ministerului Belarus al Apărării, titrează capital.ro. În aceeași publicație, Bogdan Ungureanu se întreabă: Statele Unite și NATO sunt pe picior de război cu Rusia? Iată explicația. În 1982, fondatorul marinei nucleare a Pentagonului, amiralul Hyman Rickover, a explicat riscurile în Congres în epoca superarmelor capabile să pună capăt vieții pe pământ dacă sunt folosite în număr mare, spunând următoarele. Lecția istoriei este aceea că atunci când începe un război, fiecare națiune va folosi în cele din urmă orice arme are la dispoziție pentru a câștiga, adăugând: Cred că rasa umană se va distruge pe sine și este important să obținem controlul asupra acestei forțe oribile și să încercăm să o eliminăm. Rickover și-a regretat rolul în ceea ce a devenit o cursă în armării nucleare. A scufunda toate navele nucleare americane, a spus el. Nu sunt mândru de rolul pe care l-am jucat în dezvoltarea lor. De aceea sunt un adept atât de înfocat al opririi acestei stupizenii care este războiul. Bertrand Russell a remarcat riscul spunând: dacă omenirea nu renunță la război, vom provoca sfârșitul rasei umane. Este singura modalitate de a trăi în pace. Alternativa riscă să aducă anihilarea. Puterile mondiale au de ales. Terminați cu războaiele, sau mai devreme sau mai târziu, acestea ne vor distruge, scrie Global Research Point CA Point. Rusia este ținta principală a Statelor Unite. În 1961, șeful statului major al forțelor aeriene ale Statelor Unite, generalul Curtis LeMay, credea că războiul nuclear cu Rusia sovietică era inevitabil și posibil de câștigat la vremea respectivă, cerând un război preventiv împotriva țării cu o forță copleșitoare. La acea vreme, șeful statului major general Lyman Lemnitzer a îndemnat la un atac nuclear surpriză contra Uniunii Sovietice în timpul unei reuniuni a Consiliului de Securitate. Exprimându-și dezaprobarea, Jack Kennedy a părăsit reuniunea, spunându-i secretarului de stat de atunci, Dean Rusk: cine numim rasa umană. Secretarul apărării al lui John Fitzgerald Kennedy, Robert McNamara, a respins ceea ce LeMay și Lemnitzer solicitase. Ideile lor nesăbuite periculoase nu au dispărut niciodată. Într-o epocă în care superarmele pot pune capăt vieții pe pământ în câteva zile, dacă sunt detonate în număr mare, riscul anihilării în masă este real. Acum câteva săptămâni, Ministerul Rus al Apărării a acuzat Alianța NATO condusă de Statele Unite că efectuează exerciții militare provocatoare în apropierea granițelor sale, ceea ce se întâmplă cu o regularitate tulburătoare, după cum vom vedea mai jos. În iunie, generalul rus Sergei Ruskoi, șeful statului major general al acestuia, a trimis Alianței NATO o scrisoare în care cerea reducerea exercițiilor militare de către ambele țări. Pe fondul exercițiilor Alianței NATO conduse de Statele Unite în Marea Barents, la acea vreme el a acuzat Pentagonul că simulează atacuri pe teritoriul Rusiei și interceptează rachetele sale ICBM de retaliere. Potrivit lui Ruskoi, exercițiile provocatoare din Marea Barents sunt primele de acest fel ale Alianței NATO dominate de Statele Unite de la destrămarea Uniunii Sovietice din 1991. El a criticat de asemenea numărul din ce în ce mai mare de zboruri ale bombardierelor strategice cu capacitate nucleară ale Pentagonului lângă granițele Rusiei, uneori forțându-i armata să ridice avioane de război și să pună în alertă forțele de apărare aeriană. De la lovitura de stat dată de regimul Obama în 2014 în Ucraina, înlocuind guvernul democratic, o tiranie fascistă infestată de neonazism la granița Rusiei, relațiile bilaterale s-au prăbușit la un nivel minim post-război rece. Moscova consideră că desfășurarea forțelor Alianței NATO conduse de Statele Unite în apropierea frontierilor sale reprezintă o amenințare destabilizatoare pentru securitatea sa națională. Ruskoi a spus că Statele Unite și aliații lor continuă să distrugă sistemul de securitate al Europei sub paravanul unei percepute agresiuni rusești care nu există. Statele Unite au refuzat oferta Moscovei de dialog pentru a reduce tensiunile și riscul de conflict accidental sau planificat. Duminică, Ruskoi a evidențiat din nou amenințarea unor acțiuni provocatoare ale Alianței NATO condusă de Statele Unite în apropierea frontierelor Rusiei, inclusiv supravegherea sporită și operațiunile aeriene pentru testarea apărării sale aeriene. În august, manevrele aeriene provocatoare ale Statelor Unite NATO au crescut cu aproximativ 30%.
față de perioada comparabilă din 2019, a explicat el, inclusiv cu atacuri simulate cu rachete asupra unor ținte rusești. Serghei Șoigu a numit ceea ce se întâmplă alarmant, mai ales pentru că au avut loc mai multe incidente în apropierea frontierelor Rusiei. Săptămâna trecută, Rusia a ridicat avioane de război pentru a intercepta 3 bombardiere americane cu capacitatea nucleară B-52 peste Ucraina și Marea Neagră, lângă Crimeea, într-o declarație care spunea: au fost prevenite încălcările frontierei de stat ale Federației Ruse de către avioane americane. Cu 2 săptămâni înainte, un incident similar a avut loc în spațiul aerian internațional peste Marea Neagră. Cu câteva zile înainte, Moscova a criticat Statele Unite pentru organizarea de exerciții militare în Estonia, în apropierea frontierei sale. Într-o declarație a ambasadei sale de la Washington se spunea: Rusia a propus în repetate rânduri Statelor Unite și aliaților lor să limiteze activitățile de instruire și să mute zonele de exerciții de la linia de contact Rusia-NATO, adăugând: la ce bună această demonstrație de forță? Ce semnale vor să ne transmită membrii NATO? Cine scaladează de fapt tensiunile în Europa? Și toate acestea se întâmplă în contextul situației politice agravate, fabricate în Statele Unite din Belarus. Cum ar reacționa americanii dacă Rusia ar efectua exerciții provocatoare similare lângă granițele sale? Potrivit NATO, următoarele exerciții militare conduse de Statele Unite sunt în desfășurare sau vor începe în curând în Europa și în apropierea apelor iraniene în Marea Mediterană. Operațiunea Dynamic Move 220, în curs până pe 10 septembrie în apele din apropierea Italiei, explicând: efectuate pentru a exersa tactici și proceduri de luptă contra minelor marine, Allied Worldwide Navigational System și proceduri de cooperare navală și orientare pentru transport maritim, pentru a sfori capacitatea participanților de a efectua operațiuni de litoral și amfibie. Operațiunea Steadfast Pyramid 20, începută duminică în Letonia, va continua până pe 11 septembrie, NATO explicând, un exercițiu axat pe dezvoltarea în continuare a abilităților comandanților și a personalului superior de a planifica și desfășura operațiuni prin aplicarea artei de a lua decizii în baza Directivei de Planificare a Operațiunilor Cuprinzătoare, ACO, și utilizând un scenariu complex și contemporan. Operațiunea KFOR 320 va avea loc în perioada 8-16 septembrie în Herțegovina, explicând, efectuată pentru a familiariza viitorii lideri cheie ai HQK4 cu noile lor sarcini, situația generală din KFOR AOR, zona de responsabilitate, și pentru a pregăti o tranziție lină fără pierderea continuității. Operațiunea Ramstein Guard 920 este programată pentru România în perioada 13-17 septembrie, explicând, programul NATO de integrare a forțelor de război electronic este un mijloc de exercitare a elementelor regionale desemnate de NATO, ale sistemului integrat de apărare aeriană și antirachetă al NATO, realizat prin Centrul de Operațiuni Aeriene Combinate, incluzând totodată și unele sisteme și active naționale. Este conceput pentru a instrui comandamentul aerian Ramstein și unitățile subordonate cu privire la cerințele de raportare-coordonare, expunându-le în același timp la o mare varietate de tactici și tehnici EW, război electronic, într-un mediu controlat. Operațiunea Steadfast Pinnacle 20 este programată pentru Letonia în perioada 13-18 septembrie, explicând, un exercițiu axat pe dezvoltarea în continuare a abilităților comandanților și a personalului superior de a planifica și desfășura operațiuni prin luarea deciziilor în baza Directivei Cuprinzătoare privind planificarea operațiunilor COPD, ACO, Allied Command Operations, și utilizarea unui scenariu complex contemporan. Operațiunea Ramstein Guard 1020 este programată pentru Estonia, Letonia și Lituania în perioada 20-24 septembrie, NATO explicând, programul NATO de integrare a forțelor de război electronic este un mijloc de exercitare a elementelor regionale desemnate de NATO ale sistemului integrat de apărare aeriană și antirachetă al NATO, efectuat prin CAOC, Centrul de Operațiuni Aeriene Combinate, incluzând totodată și unele sisteme și active naționale. Acesta este conceput pentru a instrui comandamentul aerian Ramstein și unitățile subordonate cu privire la cerințele de raportare-coordonare, expunându-le în același timp la o mare varietate de tactici și tehnici EW, război electronic, într-un mediu controlat.
Exerciții precum cele de mai sus se desfășoară în permanență în apropierea granițelor Rusiei, Chinei, Iranului și ale altor națiuni de pe lista țintelor Statelor Unite pentru schimbarea de regim. De acum, până la sfârșitul anului 2020, aproape de granițele Rusiei și ale Iranului, alte exerciții militare ale Alianței NATO conduse de Statele Unite vor avea loc în Turcia, Franța, Marea Britanie, Kosovo, Marea Mediterană, Spania, Lituania, Estonia, Italia, Olanda, Germania, Bosnia, Herțegovina, Serbia, Polonia și Norvegia. În loc să acorde prioritate păcii mondiale, stabilității și relațiilor de cooperare cu comunitatea mondială a națiunilor, Alianța NATO dominată de Statele Unite se pregătește pentru războaie mai mari decât cele deja în desfășurare, purtate în mai multe teatre de forțele sale. Prieteni, noi să sperăm că vom trăi și vom vedea. Sunt Cristian Alexandrescu. Pe curând!